Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată, îl avem din nou prezent în studioul nostru, aici la Radio TV Oltenița, pe profesor Nicolae Mavrodin, care a venit cu un nou volum care a apărut pe piața din România chiar în aceste momente. Despre ce este vorba, domnule profesor? Este vorba despre un al doilea volum memorialistic care urmează după cel intitulat Amintiri ale unui pedagog de școală veche. Deci este o lucrare memorialistică. Ceea ce nu am scris în primul volum, iată, este realizat în cel de al doilea. Am început aici cu un cuvânt înainte, numit de mine precuvântare. Și aș putea să vă spun că un proverb italian spune «Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria». Adică nu e mai mare nenorocire decât să-ți aduci aminte de timpul fericit când ești în mizerie. La mine n-a fost cazul să fiu vreodată în mizerie, ci practic am căutat să-mi amintesc, să rememorez niște pagini încă nescrise până acum din copilăria, adolescența și din tinerețea mea. Ați reușit în paginile acestei cărți să aduceți în atenția cititorului crâmpeie, să zic așa, din viața dumneavoastră, pe care dumneavoastră nu le-ați uitat și l-ați considerat că ar trebui să fie aduse la cunoștința cititorilor pentru o mai bună informare privind activitatea dumneavoastră de-a lungul anilor în domeniul acesta al profesoratului, al scrisului, în domeniul artistic. Spuneți-ne câteva momente despre, sau câteva lucruri despre momentele pe care dumneavoastră le-ați trăit în viață, excursii, am înțeles, activități culturale cu corurile ordenițene, întâmplări hazlii din viața dumneavoastră de dascăl. Haideți să auzim cât mai mult. Da, într-adevăr, în acest volum am căutat să-mi amintesc de cele mai semnificative momente din copilăria și din adolescența mea. Și, bineînțeles, chiar din activitatea mea de dascăl, de istorie națională. Întâmplările acestea, unele dintre ele amuzante, într-adevăr, vor face deliciu publicului cititor, mai ales că știu, stilul meu este destul de clar, de concis și, bineînțeles, că nu folosesc niște prețiosități în această carte. Am scris pe înțelesul tuturor, pentru că așa este și bine să te înțeleagă tot publicul cititor, indiferent de nivelul intelectual al fiecăruia. Iată, una dintre aceste povestiri este într-o vară la Herculane cu familia. Într-adevăr, în 1984 am fost prima dată într-un sejur de 18 zile la Băile Herculane, așa arătau atunci, acum arată altfel, iar în 1987 am fost pentru a doua oară, când nu numai cu soția mea și cu fiica, am fost și cu mama. Deci cu toți trei membrii ai familiei. Apropo, am fost și eu, domnule profesor, vă scuzați, în vara asta la Herculane și citind și ceea ce a scris dumneavoastră, ceea ce am văzut eu pe viu, e diferență mare. În orașul vechi pe care l-ați cunoscut dumneavoastră, e lăsat în paragină. Da, așa este. Așa este, ca și Orșova, care într-adevăr orașul nou, cel vechi, este scufundat, se află la sute de metri sub... 100 de metri sub 30 de metri. 30 de metri, da. De asemenea, aici am prezentat și membrii familiei mele. Un frate mai mic al lui mama, pe care noi îl alintam Tică, deși el se numea Costică, Constantin. De asemenea, pe fratele mai mare al mamei, nenea Ion, care avea o căruță cu coviltir și mergea prin satele acestea muntenești, strigând hai la mere sau hai la pere. Vindea și el fructele ca să aducă porumb, grâu și chiar bănuți dacă vindea pe bani. Adică își comercializa produsele în perioada regimului comunist, când nu prea aveai voie să încarci căruțele și să pleci. Bă, și oprea acum, și miliția. Și acum mai circulă prin Oltenița anumiți ani, anumiți căruțași care vin de la munte cu produsele de la ei de acolo, cu mere, prune, caise, au fost prin Oltenița, deci. Da, sigur. Sau mai păstrează încă aceste obiceiuri. Sigur că da. De asemenea, în volumul de față, iată, o am și pe o prietenă de-a mea care... Știu eu, aveam de gând chiar să mă căsătoresc cu ea, dar n-a fost să fie, Doina Badea. Coincidența cu marea cântăreață care, sarmana de ea, a murit într-un accident de mașină, este întâmplătoare, de fapt. Era învățătoare și era de fel din comuna Oinacu,
actualmente județul Giurgiu. Stătea la un bloc de nefamiliști și ne-am împrietenit. Am fost prieteni un timp, dar până la urmă s-a destrămat această prietenie din anumite cauze. Ea a plecat spre Giurgiu, eu am rămas aici. De asemenea, tot în acest volum am și câteva din, iată, jucând oină la Cupa României pe litoral. Eu fiind un susținător al jocului nostru național, oina, și chiar jucând vreo câțiva ani buni, am fost de două ori la finala Cupei României la Mangalia și am povestit despre colegii noștri din țară, despre domnul Bălin Viorel, care e procuror și care juca la echipa Minerul Baia Mare de oină, de asemenea pe câțiva dintre prietenii noștri de la Frasin, din județul Suceava, de la Biruința Gherăiești, care are tradiție în oină și astăzi sunt pe firmamentul oinei românești, printre primii în țară. De asemenea, în final, eu am adresat colegilor mei și profesorilor pe care i-am avut următoarele. Iată, vă citesc acest omagiu adus dascălilor mei. În finalul acestui volum memorialistic, aș vrea să închin un pahar de șampanie veritabilă în cinstea dascălilor noștri, care ne-au pus condeiul în mână, ne-au educat și ne-au învățat să fim corecți cu noi și cu semenii noștri. Ca printr-un fum al amintirilor plăcute, îl zăresc pe Tetea Ștefănescu cel isteț, cum îl numește consăteanul meu Florin Vlad, într-un poem sfâșietor și patetic. Domnul Cristache Ștefănescu, profesor de limba și literatura română, fost capitan de aviație, care a coborât din Carlingă și în loc de avion a condus copiii spre tainele mirifice ale exprimării corecte românești. Îl văd și pe Constantin Țețu, care se juca cu cifrele, la fel ca un copil cu baloanele colorate. Ne-a deschis porți către rațiune și adevăr științific. Înfățișarea sa impozantă, semănând cu fostul președinte american Lyndon Johnson, impunea respect elevului și îl învăța secretele calculelor matematice. Prin fumul amintirilor văd și pe Neamitică, dar nu cel de la Fisc, personajul lui Caragiale, ci profesorul de geografie, înalt ca un american, cum îl definește același constătean al meu, Florin Vlad, în poemul Ce mai știi. Verba cu care se ne îndruma în călătoria noastră pe harta țării și a lumii îi transforma în turiști pe meridianele globului. O mai zăresc și pe cea care mă scotea în fața clasei și mi-asculta o oră compunerile și eforturile mele creative. Domnișoara Eugenia Mihăilescu, pe care o știam ca și cei din sat sub numele de domnișoara Ogica. Avea multă lumină în ochii săi mari, iar când vorbea, cu acea graseiere, ne încânta pe toți. Ce s-a ales de acești dascăli ai noștri? În ce constelații s-au dus? Ne privesc ei de acolo, din înălțimi cosmice? Nimeni nu poate preciza, poate doar gândul nostru, care șuiere ca și vântul prin hornurile caselor țărănești. Lauda acestor lampadofori ai noștri, care ne-au dat lumina științei, înțelesurile vieții și libertatea de gândire și acțiune. Ați vorbit în carte, că eu m-am uitat prin ea și ați pus în lumina tiparului și câteva întâmplări vesele. Spuneți câteva întâmplări vesele din cartea dumneavoastră referitoare la colegi. Ați vorbit și de domnul Chedroșu. Da. Mai multe lucruri pe care le-ați evitat sau ați uitat, dar vă reamintesc pentru că mi-au plăcut, întrucât am cunoscut unul din aceste personaje ale dumneavoastră. Da, păi printre întâmplările veche, vesele sunt ceea ce ați amintit și dumneavoastră. Deci, deplasările fratelui mai mare lui mama, nenea Ion, cu căruța aceasta, cu coviltiri, multe întâmplări vesele, hazlii, cu cai, cum s-a oprit cai, nu mai putea să pornească căruța. De asemenea, mai am o întâmplare aici legată chiar de cel care s-a născut în urbea noastră și a condus România 10 ani. Și am intitulat aici, destul de pompos, cine a stat 5 ani la ruși nu poate gândi ca Bush. E adevărat că el a făcut studiile în Uniunea Sovietică, la Universitatea Lomonosov, sau Frunze, mă rog, unii spun Frunze, alții Lomonosov, sunt două unități diferite universitare, și care, într-adevăr, este fiu al orașului nostru,
Acum nu știu în ce măsură dumnealui a făcut ceva pentru această urbe și acest municipiu. De asemenea, dintre întâmplările Hazlii, este vorba de Neaticu și glumele sale. Iată câteva spicuiesc. În perioada când eram membru al corului oltenițean, la Clubul Șantierului Naval, unde făceam repetiții, am întâlnit un om subțirel, nu prea înalt și întotdeauna pus pe la patru ace. Nu știam cine este până când mi-a spus bibliotecara, o frumoasă brunetă, că lucrează în comerț, dar nu vânzător, ci la birouri. Mi-am dat seama că are anumite veleități artistice, altfel nu venea la această citadelă a culturii oltenițene. Avea o cămăruță unde se întâlneau cu mai mulți iubitori ai cuvintelor încrucișate. În oraș toți îl cunoșteau ca Nenea Ticu. După concert, bineînțeles, concert, îți dădeai seama și după accent că era moldovean, dar nu din teritoriul actual al României, ci de peste Prut. Până și numele de familie era destul de rar întâlnit și se referea la un piept de culoare sângerie. Nenea Ticu Cheptroșu a fost un om jovial, prietenos și pus întotdeauna nu numai pe dezlegări de careuri și îngrilări, ci și pe glume. De la el am auzit multe lucruri, dar și vorbe de duh care m-au încântat. Înșghebase la Clubul Șantierului Naval un cer rebusist numit Excelsior. Am cochetat și eu cu acest modest și pasionat cerc de iubitori ai cuvintelor încrucișate și al enigmisticii. Iată că m-am referit și la personaje din Oltenița, și de la Curcani, unde m-am născut eu, și de la, din județul Dâmbovița, de la Voinești și Pietrar, de unde era originară mama mea. Amintiri plăcute, amintiri care vor fi cunoscute și de cititori. Unde se poate găsi cartea dumneavoastră, domnule profesor? Eu deja am difuzat câteva și dacă sunt doritori, pe lângă cărțile care mai au, pot să fac și un supliment de tiraj, dacă oamenii vor într-adevăr să o cumpere. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și ce mai aveți în plan? În plan mai am. Am încă 8 cărți scrise, sunt manuscrisele, care trebuie date la tehnoredactare și apoi date la publicare. Încă 8? Da, încă 8. Deci o să ajung la cifra de 66, dacă asta este a 58-a. 58-a volum publicat de dumneavoastră în... În decurs de un deceniu, de 10 ani. 10 ani. Bun, vă mulțumim încă o dată, domnule profesor, și vă așteptăm cu noul volum tot aici la Radio TV Oltenița. Și eu vă mulțumesc.